Se bate monedă din ce în ce mai mult pe dezvoltarea turismului, pe strategii privind atragerea turiștilor cu produse bio, adică legume din grădina proprietarului și carne de la animalele și păsările din curte. Numai că, până să ajungă toate acestea în farfuria turistului, e cale lungă, nevoioasă și costisitoare. Greutățile ni le facem și singuri, a declarat Mircea Moloț la 1 TV. Mircea Moloț, fost președinte al Consiliului Județean Hunedoara și până acum câțiva ani liderul liberalilor hunedoreni, a declarat la 1 TV cât de greu și scump este să pui produse bio din ferma proprie pe masa turiștilor. Nu doar normativele europene sunt cele care descurajează fermierii și mici întreprinzători în domeniul turismului. Realitatea demonstrează că ne furăm singuri căciula sau ne punem bețe în roate. De acord că ne fac ei rău, europenii cu comisia lor, dar nu facem și singuri. Da, noi suntem mai răi. Deci nu facem și singuri. Și mi-aduc aminte de momentul în care nu mai eram președinte la Consiliul Județean, m-am dus la direcția veterinară, cred că am mai povestit-o eu aici, dar m-a marcat. Când am întrebat dacă pot să duc de la mine, de la fermă, la pensiune, de la mine. Nu, ea mea, ea... Da, mă rog, de la ferma familiei, da, de la ferma familiei la pensiune. Așa, la pensiune, tot a familiei. Să aveți cărniță proaspătă să... Da, și zic, pot. Dar trebuie să-l duc la abator, un cocoș, dacă vreau să-l tai cu o anumită cușcă și cu o anumită mașină și să-l duc la un abator specializat, după care să-l lasă să la frig un pic acolo, după aceea cu o altă mașină și cu o altă cușcă să-l aduc aici și dacă sunt la Vadul Dobrii sau am pensiunea pe nu știu unde, până mă duc la Bălata sau dacă sunt în Valea Jiului, pe undeva pe la Târgu Jiu, până ajung eu cu cocoșul, cât costă cocoșul meu ca să-l mănânce clientul și... Ce preț să-i pui cine la client? Mai stă, cine mai stă acolo să facă? Și am zis, bă, sunteți nebun? Și a zis, nu noi, dumneavoastră. Cum adică eu? Pe dumneavoastră, în calitate de președinte de partid, sau de, ați fost și vicepreședinte la nivel de țară, ați trimis și ca dumneavoastră, nu dumneavoastră, neapărat Mircea Moloț, toți liderii care ați trimis în Parlament, niște oameni care au făcut legile astea. După legile lor, am închide tot. Dacă le-am aplicat. Deci asta spun. Rău mare nu ne-l fac europenii. Ei ne dau... Da, ne dau dar, câteva directive, dar, modul în care noi aplicăm. Începem noi. Mai multe declarații și puncte de vedere pe diverse teme, inclusiv politice, puteți afla urmărind emisiunea de la A la Z, care va fi difuzată astăzi la 1 TV, începând cu ora 16:30. De ce?